Bună ziua și bine ați venit la marele eveniment 1 decembrie, Ziua Națională a României. Știm cu toții, odată cu Revoluția din 1989, în anii 1990, s-a stabilit de către Guvernul României de la acel moment că Ziua Națională a României să fie sărbătorită la data de 1 decembrie a fiecărui an. 1 decembrie a fiecărui an arată cum românii s-au unit. Și aș începe cu câteva cuvinte din istorie, spunând faptul că mai întâi știm cu toții, înainte de 1 decembrie 1918, a avut loc unirea Basarabiei cu România, unirea Bucovinei cu România și a treia unire a fost acea Transilvania, Maramureșul, Crișana și Banatul, înainte de 1 decembrie 1918, iar la 1 decembrie 1918 s-au unit toate cele trei principate, adică Moldova cu Transilvania, cu Basarabia, cu Maramureșul și au format ceea ce spunem noi astăzi și realizăm cu toții, România Mare. La acel moment, guvernul, regatul, mai bine zis, era la Iași, după cum știm cu toții, condus de I.C. Brătianu, care avea funcția de prim-ministru, iar la baza unirii a fost regele Ferdinand și regina Maria. Bineînțeles, nu trebuie să uităm faptul că pe data de 23 noiembrie 1918, de pe aeroportul din Bacău, din Mărgineni, a fost zborul Unirii. Zborul Unirii care a fost efectuat de locotenentul comandor Vasile Niculescu la acel moment, care a efectuat un drum cu un avion împrumutat de la armata franceză, Farman, numit de la o escadrilă 4, împrumutat, care a făcut zborul Unirii. În termen și în timp de peste 2 ore, a efectuat acest zbor până pe câmpia Blajului în Alba Iulia, acolo unde a fost așteptați de mulți români din Transilvania. Fiind un frig și o vreme destul de capricioasă, acel pilot împreună cu ajutorul dumnealui, pentru a se putea proteja, s-a îmbrăcat în haine de vopsite cu parafină pentru a putea rezista la minus 40 de grade, fără carlingă și-au făcut deplasarea către câmpia Blajului, către cetatea mare Alba Iulia, acolo unde ne-am unit cu toții. Ducând acel document, corespondență cu ei, în care primul ministru de la acel moment a solicitat Transilvaniei să ne unim împreună cu ei. Bineînțeles, la data de 1 decembrie a avut loc marele eveniment. Rezoluția a fost redactată de către profesorul Goldiș la momentul respectiv și s-au întrunit pe câmpia Blajului în fața cetății de la Blaj, de la Alba Iulia, peste 100.000 de români, peste 1.228 de delegați care au fost din toate circumscripțiile din țară și au format unirea prin dându-și mâna unul cu celălalt și au jucat hora unirii. Astăzi, noi românii suntem uniți de la cel mare eveniment de la 1 decembrie 1918, iată că se împlinesc 103 ani. Cu ani în urmă, ultimii 3 ani, în localitatea noastră, în Dofteana, împreună cu Consiliul Local și aparatul de specialitate a primarului, ne-am îngrijit cu toții să aducem acele trupe militare care au defilat prin fața noastră, împreună cu cei care au fost din localitate, îmbrăcați mulți în costume populare românești, la fel cum era și în anul 1918, cu cai, călări, cu căruțe
și am defilat prin fața oficialităților, a fețelor bisericești și a tuturor celor care au putut să fie prezenți la momentul respectiv. Datorită faptului că suntem înconjurați întreg mapamondul de această boală numită pandemie, în care a intrat prin toate localitățile și a făcut ravageri până la ora actuală, suntem restricționați cu numărul de persoane, de așa natură să nu punem în pericol pe cel de lângă noi, pe cei din jurul nostru. Vreau să aduc mulțumiri tuturor celor ce astăzi s-au îngrijit să vină cu o coroană frumoasă cu flori să depunem la monumentul eroilor, făuritorii neamului, care au luptat în cele două războaie mondiale și în războiul de independență. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din localitate și nu numai, care astăzi au arborat steagul României în fața societăților comerciale, în fața gospodăriilor dumnealor. Iar noi, împreună cu aparatul de specialitate și consilierii locale, am hotărât la societățile comerciale din localitatea noastră să donăm cu bunăvoie fiecare dintre noi câte un steguleț la fiecare societate să-l arboreze în fața spațiului comercial. Din păcate, nu am avut refuzuri, le-au primit toți, dar nu le-au arborat toți. Și aș face o scurtă paranteză, cei de la UDMR, dincolo Carpații, vedeți să-l ține în șifoner, la loc de cinste, la Ziua Națională a Ungariei, el arborează, cu toate că sunt români. Noi suntem români, le dăm și câte un steag și dumnealor spune, dar nu aveți și bețișorul ăla, că nu putem să-l arborăm. Niște lucruri destul de importante și ar trebui, așa cum știm, ca din România aceasta, care cât este ea frumoasă, mare și bogată, să știm că suntem români, să știm că steagul României are cele trei culori, albastru, galben și roșu, în care de fiecare dată noi trebuie să-l avem în casă, la fel cum avem fiecare dintre noi și icoana cu Maica Domnului, cu Domnul Iisus Hristos. Aș continua prin a da cuvântul preoților din localitatea noastră. Sperăm să ajungă și Părintele Protopop în termen scurt. Dumnealui se află la Târgovna la un eveniment similar cu al nostru. Le mulțumesc fețelor bisericești, catolici, ortodoxi, care au venit astăzi să oficieze o frumoasă slujbă la Monumentul Eroilor. Totodată doresc să mulțumesc conducerii școlii Scalar Login din Dofteana, împreună cu cei doi directori și directorul general, toate cadrele didactice și copilașii care au venit astăzi, mulțumesc poliției locale, nu pot să mulțumesc poliției naționale că n-au reușit nici să-și pună un steag așa mai schimbat să fie, nu așa zdrimțăros cum l-am văzut astăzi, inclusiv și alte societăți comerciale, n-aș vrea să le dau numere. Și dumneavoastră, toți cei care ați venit astăzi de la Unitatea Administrativ Teritorială, de la centrele medicale și așa mai departe, vă mulțumesc foarte mult. Dar dau cuvântul preoților noștri din localitatea noastră să facă o slujbă așa cum știe dumnealor. Poftiți! Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedesvărțitei trăimii, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășduiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului
întrup și acum și prurească în vecii vecilor. Amin. Pe ascunde de inimii vecii pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să spunem cu toții. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot a ta bine plăcută să fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurare bun de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, aceștia în căruțe și aceștia pe cai, iar noi în numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește-ne pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te voi chema. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și antru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor rogilor Săi și să ne miluiască Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrincilor lor Săi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacere primite de la dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor lor Săi și bună cererea credincioșilor Săi totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca o milostiv pururea să îndurească binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului Său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și pe toți vrăjmașii, văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioși și creștini totdeauna, să-i întărească cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi, credincioșii robii Săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stătra noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Miluiește-ne și unipiații și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce Te-ai înălțat pe cruce cu bunăvoie, poporului Tău cel nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruință asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită, biruință! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, ajutătoarea creștinilor, noi robii Tăi agonisim mijlocirea Ta, cu mulțumire strigăm Ție, bucură-te preacurată născătoare de Dumnezeu Fecioară și totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, cu rugăciune Tale, singura grabnic folositoare. Să luăm aminte de pace tuturor și Duhului Tău, cânta voi Domnului Binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului cel care înalt, bucurase va inima mea de mântuirea Ta. Înțelepciune! Binevistăra că de rămân a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte, fraților, tot sufletul să se supună în altelor stăpânii, că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de Dumnezeu se rânduite, pentru aceasta cel ce se potrivește stăpânirii se potrivește rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se potrivesc vor lua o sânt asupra lor. Dregătorii nu se spaimă pentru fapta bună și pentru cea rea. Voiește-și să nu-ți fie frică de stăpânire, pe bine și vei avea laudă de la ea. Căci dregătorul este slug al lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te că nu în zadar poartă sabia, pentru că este slujitorul lui Dumnezeu și răzbunătorul mâniei lui asupra lui ce se vârșește răul. De aceea este nevoie să vă supuneți nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru, că pentru aceasta plătiți și dăștii, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruindu-i slujba lor neîncetat. Dar-și des tuturor cele ce sunt de datori, celui cu dajdia, dajdie, celui cu vama, vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste. Pace ție, cititorule! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
în Sfântul Apostol și Evanghelist Matei se va citi. Farisei ca să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajde cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns a ei: Ale cezarului. Atunci Iisus le-a zis: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și Dumnezeu cele ce sunt ale Dumnezeu. Și auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Ești noi, Dumnezeule, după mare mila ta, noi ne rugăm ție, auzi-ne și miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru Dan, Preasfințitul, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru toți frații noștri cei du Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca niște rom nevrednici, cu frică, cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, că din mâna ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm: Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre și ale tuturor cu stăruință. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Bine primită să fim tot bunele stăpâna aceasta, mulțumirea noastră, înaintea slavei tale, căută mai de bun miros, izbăvește biserica ta cea sfântă și țara aceasta de toate răutatea vrășmașilor văzuți și nevăzuți și la tot poporul tău dorește lungime de zile fără de păcat, sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești. Rugăm-ne tot îndurate împărate, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului, a celor care sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv și nouă față de păcatele noastre și miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște rob nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile cele ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși că sunt înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciune robilor tăi și cu milostivire ei învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și a către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți cei drept credincioși.
mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le lor pace și liniște. Dăruiește, Doamne, trecătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când ne-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri viteșia cea sfântă, izbărită din dragoste către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, împrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri când chemau ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra acestei țări în care se preamărește numele Tău. Ne învernicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate și pururea Fecioarei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață Făcătoare Sfinte Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupeștite, pentru rugăciunile cinstiților, măriților și întru lăudaților apostoli și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Să ne rugăm Dumnezeul atotputernic, care ne binecuvântezi și ne luminezi cu lumina Harului Tău, implorăm binecuvântarea Ta asupra poporului român care sărbătorește astăzi ziua națională. Te rugăm, luminează-ne cu Harul Tău, întărește-ne cu puterea Ta, întărește-ne în credință, iubire și pace. Luminează cu lumina Harului Tău pe conducătorii noștri și pe toți cei care fac binele. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru, care viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Dumnezeule Tată iubitor de oameni, îți încredințăm sufletele eroilor neamului nostru, pentru ca în iubirea Ta milostivă să fie conduși în lăcașurile cele veșnice. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Eu însă îl voi vedea și nu vă alătur, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Dumnezeule Tată atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri care în această speranță au plecat de pe pământ, conduși de iubirea Ta să fie purtați în lăcașurile cele veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-lor, Doamne, și
și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească răpașă, prin mila lui Dumnezeu, amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta, le rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna tuturor adormiților robilor lui Dumnezeu, inoriașii, ctitorii și binefăcătorii Marii Unirii, eroii ostași și luptătorii neamului nostru românesc, căsus pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în deportări, pentru apărarea țării noastre și întregirea neamului nostru românesc, și pentru casă li se ierătă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor în toți drepți, să-i odihnesc mila lui Dumnezeu, iertarea păcatelor lor, la Hristos Împăratul fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților, eroilor, ostașilor români, căzuți spre toate câmpurile de luptă, în lagări sau în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, în loc luminatul de verdeață, lui de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul, Domnului să ne rugăm. Viața și odihna sufletelor adormiților, robilor tăi, eroi neamului românesc, mutați la noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă ți înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă ta, Doamne, tuturor adormiților robilor tăi, șlefa veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, șlefă lor veșnică pomenire. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte, cărcând
Sfinților, părinților noștri, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Să ne fie de folos, dremănitor creștin, la mulți ani Dofteana, la mulți ani România, și să ne aducem aminte că făuritorii Marii Uniri au iubit unitatea. Au luat exemplu unității de credință milenară, bimilenară, și ce au zis? Cum e în credința creștin-ortodoxă, așa să fie și în această păzită de Dumnezeu țară, deci unită până la sfârșit. Mă bucur că am participat și noi, părinții, și am slujit făuritorilor Marii Uniri și ne-am făcut pomenire și îmi doresc ca de acum încolo și până acum să nu-i uităm pe cei care s-au jertfit prima dată în lupte și a doua oară în hotărâri. Că au fost mulți oameni care s-au jertfit și la curțile Vienei și peste tot și-au dat viața pentru casă ce și prin asasinate și așa. Și istoria ne spune ca să se păstreze unitatea. Oamenii, românii noștri, așa au vrut să rămânem uniți. Chiar dacă interesele conducătorilor n-au fost întotdeauna cu credincioșii de rând, cu românii de rând, dar ei au zis să rămână uniți. Nu vreau să lungesc cuvântul, sunt multe de spus, dar asta vreau să conștientizăm că au iubit unitatea, trebuie să o iubim și noi. Trebuie să ne iubim țara și mai ales acum, în momentele acestea de încercare, să ne păzim curați la suflete și la trupuri. Amin. Da. Mulțumim preacucernicilor părinți pentru slujba frumoasă adusă în omagiu pentru făuritorii neamului. În cursul zilei de ieri am citit o carte care a fost redactată de înaintașii noștri și spunea că peste 80.000 de români care au murit pe dealul Cojna pentru eliberarea inamicului, aici în zona Târgu Ocna, Cireșoaia, Nineasa, Hăgheac. Carte o am la mine, în cursul zilei de ieri am dat citire un pic și am studiat. Deci cei care și-au jertfit viața, pentru ca noi astăzi să fim aici, sunt înaintașii noștri, moment în care suntem obligați, ca români adevărați, să-i purtăm în memoria și în gândul nostru. Încă o dată, repet și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că și astăzi ați venit în număr atât de mare, exact cum veniți și la înălțarea Domnului la ceruri, chiar dacă vremea este așa cum este. Mulțumim Jandarmeriei Române pentru faptul că va prezenta onorul astăzi la Monumentul Eroilor. Mulțumim Consiliului Local care au putut și s-au învrednicit, au venit astăzi alături de noi. Dar totuși, cu îngăduința dumneavoastră, doresc să dau citire și să le mulțumesc societăților comerciale, formațiunilor politice care astăzi au venit cu coroane de flori, iar cei care nu-și vor auzi denumirea agentului economic, poate să vină să-mi spună că nu se întâmplă nimic rău, poate o veni mai târziu. Încep ca de fiecare dată cu cei ce sunt printre primii, SC PVN Promobil, o societate comercială care de fiecare dată sunt alături de noi, care respectă înaintașii noștri, care oferă un loc de muncă și mai multe drepturi multor cetățeni din localitatea noastră, pentru care le și mulțumim. Aș da citire în continuare. Societatea comercială Mazarini SRL sunt cei care au fost înainte fostul Petrom. Cabinet de doctor individual de familie, domnul doctor Davies, și mulțumesc foarte mult. Organizația PSD Dofteana, societatea comercială SC Alex Cremion Picoi, Carmen Picoi, scuzați-mă, SCFI SRL,
compartimentul SVSU Dofteana, Școala Scala Login, Societatea Comercială Ediflor SRL, Transilvania Broker, AIM Roata, Formațiunea Politică PNL Dofteana, Oficiul Poștal din Dofteana, Secel Net Mare SRL, Secel Zap Tur SRL, Decoloflor Ica, dacă zic bine, cred că este doamna de la florărie, mulțumim frumos, Societatea Comercială SC Prodvi Comir SRL, Societatea Comercială Ioc Trans SRL, cei care nu v-ați auzit numele sunt acei siguri, avem coroană pentru Consiliul Județean Bacău, care s-au îngrijit de dimineață, au adus coroana, fiind un eveniment astăzi deosebit, nu sunt în localitate. SC Dasma SRL, nu-l văd trecut aici, dar l-am observat pe dumnealui. Ned Mare, s-am spus. Spălătoria, da? Vă rog să mă iertați. Nu am văzut-o trecut aici, probabil s-a neglijat. Da, aș vrea să preluăm coroanele de jur, dar mai depus coroane de flori, am rugăminte dacă vreți să veniți pentru domnul director, domnul Balcanu. Vreți să veniți la o poză de grup? Vă rog. Hai care consilieri și cei care ați depus coroane, veniți la o poză de Ionuț.